Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. Salut și bine ai venit! Astăzi suntem într-o Skoda Fabia cu motor de 1 litru, mai exact 999 de centimetri cubi, cu 110 cai putere și treaptă de cutie de viteze, pardon, automată DSG7. Stai că mi-e frig rău de tot, pur și simplu tremur. Ei, în București astăzi sunt prognozate 32 de grade, iar aici sunt 8 grade. A dat jos să ies până afară un pic să fac cică prezentarea videoclipului cu mașina, să arăt ce motor are, ce anvelope are. Hăi, nu! 9 grade! Și eu am fost deștept, mi-am pus un hanorac lângă toate bagajele care le-am luat cu mine și am zis, bă, să-l iau cu mine să nu cumva să uit. Și evident am auzit că cică nu este ok să folosești negație când vrei să faci ceva și trebuie să spui să țin minte, în niciun caz să spui să nu uiți, pentru că în momentul în care spui nu ăla, capul tău ține minte un singur lucru, nu. Așa că acum dârdi un pic de frig aici și dau drumul la căldură că nu mai pot. Așa. Și ne pregătim să urcăm, uite acolo zoză în vârf, pe Transfăgărășan până la Bâlea Lac, cu motor de 1 litru și 110 cai putere. Am mai fost pe aici cu motor mic, cu 1.270 de cai putere, tot în 3 cilindri. Și sincer s-a descurcat suficient de bine. Deci clar cu asta ar trebui să urcăm mult mai mișto și ar trebui să avem și un pic de distracție. Faza nașpa este că anvelopile astea sunt all season, Kleber sau ceva de genul ăsta și nu mai rețin denumirea cealaltă. Așa, iar faza este că Kleber în germană, din câte țin minte, sper să nu greșesc, înseamnă adeziv, da? Lipici. Și chestia e că se lipesc destul de bine pe stradă. N-am auzit niciodată de anvelopele astea până acum, e prima oară când aud de ele. Și ce voiam să zic este că în comparație, de exemplu, cu Golf-ul meu care are Nokian pe 16 wetproof, au scârțit de câteva ori astăzi. Dar, na, se întâmplă, e ok, nu-i nicio problemă. O scârțit pe curbe, la asta mă refer, da? Pentru cine nu s-a prins. Așa, hai să plecăm de aici și să vedem cam cu ce viteze putem să mergem și cum putem să mergem. Vine ceva din spate? Nu vine. Semnal dreapta, ne băgăm și noi ușor. Mașina, dacă vrei să mergi ok cu ea și să mergi la relaxare, în drive este suficient. Pe aici n-ai nicio problemă cu ea. Ce nu-mi place mie în drive, că în momentul în care este drum de genul ăsta pe aici, până se obișnuiește și o convingi că trebuie să meargă mai turat, parcă smucește un pic, dar poate doar senzația, poate nu se obișnui cu ea. Însă dacă o pui în sport, e altă treabă. Stai să închid geamul ăsta aici. Evident, nu poți să te aștepți de la o mașină de genul ăsta să iei curbele cu 80 la oră pe aici, pentru că o mașină cu suspensie sport, cu motor mare și toate cele, poate să ia bine mersi curbă de genul ăsta. Însă tu cu așa ceva, din păcate nu. Și din cauza asta trebuie să ai grijă. Asta are jante pe 15, dar parcă am văzut că-s destul de înguste, 185 dacă nu mă înșel, sau 195, nu mai țin minte. Dar trebuie văzut exact. Și chestia e că cu cât sunt mai înguste, cu atâta sunt mai ok pe zăpadă, de exemplu. Însă cu atâta sunt mai nașpa pentru stabilitate pe drumuri. Nu mai ai aceeași stabilitate. Nu se compară luatul curbelor cu un 205 cel puțin lățime cu ăsta de 185. Păi du-te, nu dormi pe stradă, uite și tu ce deștept. Vezi, din cauza asta e nasol să vii în perioada asta pe Transfăgărășan. Și gândește că e abia 8:30 și am văzut alte mașini parcate pe aici, care au dormit peste noapte la hoteluri, la chestii de genul ăsta sau chiar și cu cortul, că mi-am gândit, bă, dacă acum e așa, în timpul zilei cum o să fie? Lăsăm un pic mai încet aici pentru că mai sunt oameni care se dau jos, care vor să facă poze. Ăsta e parcat pe toată banda. Îți dai seama ce haos se face aici în timpul zilei când este aglomerat.
Uai, nici nu vreau să mă gândesc. Sper că nu și-au propus prea mult să meargă azi pe Transfăgărășan. Chestia e că ar fi varianta să mă întorc prin Brașov, dar având în vedere că este perioada de concedii, tare mie că pe Sinaia o să fie nașpa. Am o să revenim la oile noastre cu motorașul ăsta. Băi, sincer, se simte bine. Îmi place cum merge pe serpentine. E adevărat, pentru motorizarea asta, na, ce pot să zic, nu se compară dacă cumva ai văzut un 2 litri sau un 3 litri, în niciun caz, evident. Însă pentru cineva care este începător, nu e obișnuit cu mașini sau care este obișnuit numai cu mașini din astea cu cilindreie mică, așa, este ok mașina. Se turează repede, e adevărat, viteza crește destul de greu în momentul în care se turează el repede. Așa, însă gândește-te că are 100 cam în același timp cu al meu. Da, adică 10 secunde, dacă nu mă înșel, era timpul pus. Și uite, vezi, asta e nașpa când e aglomerat, că întâlnești pe unul care merge cu 40 la oră maxim. Nu cumva să se răstoarne drumul cu el. Însă la un moment dat și la un moment dat găsești o porțiune unde poți să depășești. Și să știi că îți descurcă bine. În momentul în care e unul în fața ta care merge cu 40 la oră sau chiar și cu 50 la oră pe drumurile astea pe aici cu urcare, să știi că depășește foarte bine. De preferat în sport, pentru că în drive o să simți ca și cum că nu vrea. Însă în sport este suficientă. Pe autostradă am făcut test și s-a descurcat foarte bine. Poate să facă oricând o depășire fără nicio problemă, de la 100 la oră plecând spre 130-140, de la 130 la oră plecând spre 140-150. Evident, delay-ul respectiv, da, adică durează mult mai mult în comparație cu o motorizare mare, însă ideea este că dacă îți calculezi din timp, dacă calculezi cum trebuie, rezultatul va fi bun. Dacă calculezi eronat, rezultatul va fi prost și cu o mașină de 2 litri și 150-180 de cai putere, să știi. N-are nicio legătură chestia asta, puterea, cu modul în care îți faci tu calculele. Diferența între un motor mic și un motor mare, cu puțin cai putere sau cu mulți cai putere, este doar faptul că durează mai mult până când faci o depășire și trebuie să te asiguri că lași mai mult loc între tine și cel din față în momentul în care vrei să faci depășirea respectivă. Uite, de exemplu, aici dacă eram cu un Porsche, puteam să mă bag bine mersi să îl depășesc pe ăsta, chiar dacă e linie continuă și chiar dacă vine ăla din față. Pentru că am fi avut un motor de cât 2 litri 300 de cai putere sau 3 litri 300-400 de cai putere, în funcție de ce motorizare ți alegi pe el. Așa, însă cu motorizarea asta, din păcate, va trebui să facem ceva magie și să edităm. Pentru că ăsta merge cu 20 la oră, zău. Și întotdeauna când vrei să depășești o mașină pe drumuri de genul ăsta, nu uita să te uiți foarte bine înainte, la distanță, să vezi dacă vine vreo mașină. Dacă vine vreo mașină, stai cu minte în banca ta că nu are rost să te bați să depășești, durează câteva secunde, ai un pic de răbdare și pe urmă te duci și ai plecat mai departe și poți să recuperezi timpul respectiv fără nicio problemă. Mașina are o direcție destul de bună pentru gabaritul ei și pentru clasa ei. Însă în comparație cu un Golf, dacă ai bani de Golf așa, îți recomand să mergi pe Golf. Dacă vrei ceva mai ieftin și mai micuț, atunci este ok mașinuța. Singurul lucru care îți îl poți spune despre direcție este faptul că trebuie să te uiți unde se duce mașina și să tragi de volan până când se duce acolo unde ai nevoie. Nu să te bazezi pe faptul că ai tras de volan și că ai simțit tu roțile cum s-au virat și cum s-au dus și chestii de genul ăsta. Pentru că este o direcție electronică, din câte știu și după cum se simte. Și feedback-ul lasă de dorit. În sensul că e gândită ca mașină de oraș, nu ca mașină de serpentine. O vrei mașină de serpentine? Poți să o faci liniștit, fără nicio problemă, mașină de serpentine. Uite o depășire pe care pot să ți-o arăt, vezi că e linie continuă.
L-am depășit și m-am dus bine, mersi, că el mergea cu 40 la oră și eu am undeva la 70 la oră. Da, poți să o faci. Îi pui frumos direcția în modul sport. Nu știu cum o faci și cât costă sau chestii de genul ăsta. Sau dacă există deja setare din, din calculator. O suspensie mai bună, mult mai dură. Niște jante pe 16 sau 17. Pentru motorul ăsta 16 este suficient. Dacă găsești, știu că am văzut în Germania că se vinde și cu 1.5. Dacă găsești motorizarea de 1.5, cred că 150 de cai putere are, atunci, sincer, merită să-i pui 17 inci. Motorului ăsta, dacă îi pui 17 inci, o să arate mașina frumos, pentru că îi pui jante pe 17 inci și ți-ai ales un model Bengos. Însă, în momentul în care vei dori să mergi la consum, o să realizezi că consumul este un pic mai mare și vei observa și că chiar dacă mașina are o stabilitate mai bună, vei observa că volanul va fi evident un pic mai greu și vei observa faptul că pleacă mai greu de pe loc. Mă uitam la toate chestiile astea pe aici ce trebuie să le fac și nu reușeam să mai adun ideile. Videoclipul de astăzi este sponsorizat de Alansec. Vrei să-ți protejezi proprietatea și bunurile de pe aceasta? Atunci scrie pe Instagram sau Facebook sau în comentarii și vom găsi cea mai bună soluție de a fi protejat. Problema e că am ajuns, e 9 fără un sfert, exact așa cum a spus Waze-ul. Și, uai, parcarea e deja plină, mă așteptam să fie goală. Wow. Da, am ajuns fără nicio problemă, am ajuns chiar mai repede decât mă așteptam, n-am apucat să vorbesc mare lucru. Da, ce pot să spun? Băi, da, aglomerat. Problema e că eu sunt singur în tricou. Da, trist. Mă duc un pic până în partea asta să parchez pe undeva și să mă uit să văd cât costă parcarea și să văd dacă se încălzește cumva. Uite, mai e lume în tricou. Nu vine să cred. Bine, la cât ai ghiozda, nu are în spate. Clar, n-are nevoie de hanorac. Da. Pe scurt, mașina a urcat fără să-mi dau seama și am vorbit cu tine atât de mult încât nici n-am realizat că am ajuns la 2000 de metri. Deci răspunsul la întrebarea mea e că poți să ajungi fără nicio problemă cu mașina asta până la 2000 de metri. Sunt curios la 2500-3000 de metri cum se simte. Garantat o forțezi, însă cu siguranță ar fi plăcut. Ce pot să spun despre mașinuța de genul ăsta, că te ajută să înveți mai bine ce și cum înseamnă mașina și că poți să faci estimări mult mai bine pe urmă. În sensul că ai nevoie de a calcula mai bine o depășire, ai nevoie de a calcula mai bine o accelerare, ai nevoie de a calcula mai bine o curbă și de a calcula o oprire. Să știi că pe frâne chiar stă foarte bine, îmi place sincer și se simte super mișto. Ce am văzut, are frână pe disc și pe față și pe spate și asta este bine. La motorul de 1 litru MPI sau cum naiba se numește, cu 60 de cai putere, am înțeles că ar avea tambur. Na, nu știu ce să zic. Pe spate tambur. Da, dacă nu ești genul care vrea să o ardă pe curbe, să aibă nevoie de frâne foarte bune, sunt suficiente și frânele alea cu tambur. Gata, nu mă mai bâlbâi atâta că deja începem să punem prostii prin filmul spaci. O să opresc un pic, să mă uit să văd cum e vremea. Teoretic, unde trebuia eu să urc, e undeva în spate. Nu pot să arăt acum, din păcate. Ei, ar fi fost altceva dacă aveai o mașină din asta, nu-i așa? Dar tu n-ai bani să cumperi de astea. Ai bani să cumperi din astea. Care ale naibii au ajuns foarte scumpe în ultimul timp. Adică între 17.000 și 25.000 de euro. Pentru o mașină din clasa mică, doare, gândindu-te că acum câțiva ani, 4, 5, 6, 7, nu știu exact cât, plăteai acești bani pentru o mașină din clasa medie, adică Golf, Octavia, Focus și alte nebunii ce mai intră pe aici. Da,
ghinion. Ce să zic? N-ai prins momentul bun. Eu ți-am spus să-ți iei permisul mai devreme și să-ți cumperi mașină la timp. Dar, na, ce să fac dacă nu ai ascultat? Hai, ti las și vorbim, că uite, dă ăsta roată pe aici în jurul meu și nu știu unde se ducă. Ciao!